Puțin știu faptul că în această zonă a județului omul a locuit încă de acum 35.000 de ani. Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier 1, filiala Gurăvăi, prezintă piese de istorie și etnografie din zona Porților de Fier. Muzeul deține mai multe expoziții, dintre care partea de arheologie, care prezintă obiecte descoperite din epoca de piatră. Aici, evoluția omului merge mai departe cu descoperirea metalului, bronzului și fierului, fiind folosite pentru confecționarea uneltelor și obiectelor de podoabă. Sunt prezentate de asemenea obiecte din epoca daco-romană, dar și din epoca feudală. Interiorul turcesc, o altă expoziție plină de semnificații, istorie și cultură, este amenajată în amintirea locuitorilor turci de pe insula Adakale. Toate obiectele sunt originale, printre acestea turiștii pot vedea narghileaua pentru pipat tutun, mangalul pentru pregătit cafea la nisip, lăzile de zestre, paturile și divanul, dar mai ales covorul de rugăciune specific turcesc. Partea de etnografie cuprinde costume populare din zona Porților de Fier reprezentative pentru cehi și sârbi. Moara de apă din satul Seliște, comuna Izverna, este considerată precursoarea turbinei moderne. O altă expoziție este cea de floră și faună. Păsările care sunt expuse fac parte din Marele Parc Natural Porțile de Fier, care se întinde până la Bazia și pe o suprafață de peste 115.000 de hectare. Cel mai important este faptul că sunt protejate prin lege. Ultima parte, cea tehnică, este expusă în imagini. Hidrocentrala de la Porțile de Fier 1 este cea mai mare din România. Este una dintre cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre.